39. A sperat într-un debut mai bun al Carter de sesiune. Efect de dreapta, din manta la bila neagră. 54. Break de 55, foarte aproape de câștigarea jocului. Robertson. Mai era 83 maxim disponibile pe masă, dar 55 se putea transforma în 60. Avea traseu de ieșit de la bila neagră prin dreapta bilei negre și asta pentru că nu a fost atent la bila albastră. Dacă ar fi lăsat bila albă mai aproape de bila roz, acum ar fi fost drept pe buzunar și bila neagră în buzunarul din partea dreaptă. A putea să vină în dreapta mesei. Să atace bila neagră în același buzunar. Dar dintr-un carambol cu altă bilă. ...75 cu 61. Practic, bila pe care Neil Robertson o plasa în apropierea buzunarului superior drept era bilă de 7 la 2. Așadar, jocul era câștigat. 7-2 și debutul de sesiune nu era favorabil lui Ali Carter. 76. Thank you.
84 cu 59, 143. 142. Da. Bila roz plasată pe punctul bilei galbene. Singurul punct liber. 92. Și Neil Roberts a reușit al șaptelea break de peste 100 la această ediție a campionatului mondial și al 40-lea al sezonului. 105. Nu, al cincilea al la această ediție a campionatului mondial și al 40-lea al sezonului. 122. A jucat de 11 ori bila neagră, o dată bila roz, de 3 ori bila albastră. Și acum de 3 ori bila albastră, o dată bila roz, 7 puncte a pierdut. 127. Da, un maxim de 140. 133. Cât de ușor a părut brecul. Era un debut perfect de sesiunea a doua. În cele din urmă, Ali Carter cum necum a reușit să echilibreze situația. Cel puțin nu i-a permis lui Neil Robertson să mărească avantajul pe care l-a avut după prima sesiune, cel de 4 jocuri.